Produced by LTV. Bună ziua, bun găsit la o nouă ediție pagina de media TV. În această săptămână avem un invitat special pentru că evenimentul este special. Acum 10 ani, invitatul nostru din această zi, Silviu Prigoană, înființa un post de televiziune. Lumea a glumit destul de mult atunci pentru că era proprietarul societății de salubrizare Rosal. Dar, până la urmă, realitatea a reușit să se impună pe piață. Înainte de a intra într-o discuție cu invitatul nostru, să urmărim ce spunea Silviu Prigoană acum 10 ani în prima intervenție televizată la propriul post de televiziune. Filmul, vă rog. Acționarul majoritar al postului nostru de televiziune este Silviu Prigoană. Bună seara, domnule Prigoană. Bine ați venit. Bună seara. Bună seara și bine v-am găsit. De ce era nevoie de încă o televiziune? Ce înseamnă realitatea în peisajul media autohton? Uh, nu era nevoie de încă o televiziune, era, în, uh, era nevoie de 10 televiziuni. Nu de încă o televiziune. Motiv pentru care uh, Realitatea TV e prima dintr-un lanț de 10 televiziuni care urmează să-l uh, deschidem. De ce Realitatea TV? Pentru că e primul și unicul canal de știri din România care va prezenta realitatea. Deci faptul că Gunerul Silviu Prigoan a reușit să deschidă o televiziune, probabil și Gunerul Rebur va reuși să deschidă o televiziune și fiecare măturător să aibă televiziune, asta trebuie să fie un mare semn de întrebare pe, pentru media unde se îndreaptă. Vine concurența din spate în orice domeniu. Eu spun că vom avea un succes extraordinar cu televiziunea realitatea. Televiziunea care a consumat cele mai multe resurse, care consumă cele mai multe resurse dintre toate televiziunile. Bună ziua, domnule Prigoană, bine ați venit la pagina de Media TV. Bine v-am găsit. O primă întrebare, că vorbeați acolo de măturători, proprietari ai televiziunii, cu ce sunt mai bun patronii de presă de acum și de televiziuni decât gunoierul Silvul Prigoană de atunci, care lansa un post de televiziune? Nu știu, ca să fac eu... Nu-i căderea mea să fac o analiza patronilor de media din ziua de azi și a patronilor de pe vreme. Nu s-a schimbat nimic în media. Am fost un Inocent când am deschis uh, uh, realitatea TV, canal de știri, am crezut că există presă independentă, dar uh, vă spun cu sinceritate, cine nu are limba lată și cati felată nu are nicio șansă da, atunci, pe ce vă, piață. atunci pe ce vă bazați când ați spus credeți că avem o presă pe independentă? Pe inocență. Chiar eram un uh, cetățen inocent. Chiar credeam în libertatea presei, libertatea de exprimare și așa mai departe. Nu există libertatea presă nici în România, nici în Statele Unite, nici în Germania. Există interese și cu asta basta. Și în funcție de interese, presa face jocurile celor interesați. Atunci gândeați altceva? Da, eu credeam că există presă liberă și facem noi un canal de presă și informăm cetățeanul corect și am reușit vreo 2-3 ani de zile chiar să facem chestia asta. Și asta s-a demonstrat și în uh, uh, istoricul realității TV, cât a fost la mine realitatea TV, nu au primit nicio sancțiune de la CNA, cu totul că în perioada aia se-și închideau canalele de televiziune. Dar cine v-a dat ideea atunci, sau cum ați deva venit ideea ca să fac un post de televiziune? Vă ocupați cu totul și cu totul altceva decât Păi, mă ocupam, dar eu aveam, de exemplu, și o fabrică de electronice în perioada respectivă, aveam o firmă de soft, aveam 50 de companii asta era mai vizibilă pentru că se plimbau mașinile pe stradă, și nu aveau un echipament pe care să scrie Rosal Soft Computer și să plimbe până în oraș, să facă lume o legătură între firma de soft, de exemplu, sau firm, fabrica de electronice și televiziune. Și am lăsat pe oameni să se simtă bine cu Povestea cu gunoierul. Dar cine v-a dat ideea cu de uh, ideea mi-a dat o piață pentru că în România după Revoluție s-au deschis foarte multe canale de televiziune comerciale generaliste. Nu existau nișe în momentul respectiv și am găsit oportunitatea că pe nișe e loc și într-adevăr era, era go goală piața nu existau nișe. Și când am deschis primul canal de uh, știri. Florin Călinescu într-o emisiune a spus că tot la noi la realitate. Dacă nu există atâtea știri încât să faci o emisiune de știri nu un canal de, de știri adică o ediție de știri e foarte greu să o faci că nu ai știri și viața a demonstrat că în de față sunt vreo 3-4 canale de știri și urmează să se mai deschidă canale de știri am înțeles că și adevărul dă drumul în toamnă, iarnă, mm. primăvară deci piața încă cere canale de televiziune dar eu am greșit succesiunea deschiderilor canalului de televiziune, trebuia să încep cu Etno TV, nișa de folclor, pe urmă nișa de sport, uh, pe urmă nișa de uh, manele, de muzică uh, uh, ungurească, că am avut și canal de muzică ungurească, Feni TV, și de-abia pe urmă să deschid canalul de știri. Cine deci cineva a zis mai bine să porniți cu știri? Eu am zis că mai bine să pornim cu știri, deci prima televiziune era de știri, într-un pachet de mai multe televiziuni, urma să uh, ocupăm un transponder pe satelit. Eu fiind și uh, primul care am adus uh, uh, satelitul Sirius în România, sa satelit cu transmisie digitală, pentru că noi am fost prima televiziune din România total digitală, de la captare, imagine, prelucrare și transmisie a imaginii. Uh, am fost avantgardist în multe uh, lucruri pentru că am avut un directorul tehnic de excepție Părareș Garduș și împreună cu el am gândit toată schema de dezvoltare a trustului Dar pe partea de editorial aveați probleme că erați un necunoscut no. pentru jurnaliști. Aveați probleme să recrutați ziariști să no, vină nu, la postul noastră? Nu, nu a fost o problemă. Domnul Ionel Bar a fost primul director de televizi al televiziunii Dânsul s-a ocupat de recrutat personalul. Am uh, uh, găsit niște prezentatori foarte buni și redactori niște editori foarte buni de la alte televiziuni care au mai lucrat în uh, domeniu, ne-am dat seama, formă că e o greșeală ca să aducem uh, din altă parte uh, personal și atunci am trecut la o școlarizare de personal. Mai bine e un om care nu știe să facă nimic și îl școlarizezi cum îți dorești tu și îl crești cum îl dorești tu, chiar dacă e pe parte tehnică sau editorială, decât să vină unul școlit în altă parte și să înceapă cu tot felul de figuri că la noi să făcea nu știu cum, adică nu accept nu știu ce, că eu am învățat altfel. Plus că noi am trecut de la televiziune pe parte tehnică, de la televiziune analog, la televiziune digitală, camerele de la vedere, de exemplu, la operator a fost foarte greu să-i școlezi pe cei care au învățat să lucreze în analog, unde aveai trei butoane pe cameră și dădeai de butoane la rezolva cazul, păcând la echipamentele digitale era cu meniu și intrai în meniu camerei să faci reglaje. Și de-aia o să vedeți că primele filmări de la realitate sunt imaginile arse, sunt imagini compromise, că așa s-a lucrat la început. Oamenii neștiind să folosească echipamentele. Da, vom continua chiar cu niște filmări de la început. Chiar la începutul postului, lumea a salutat apariția unui canal de știri. Îi vom vedea în Filmulețul care urmează pe Victor Ciutacu, pe atunci nu era jurnalist la Antena 3, pe Traian Băsescu, pe atunci încă nu era președinte și pe Vanghelie, eternul primar al sectorului 5. Filmul, vă rog. În primul rând, felicitări postului noastră de televiziune pentru intrarea pe piața audiovizualului românesc. În al doilea rând, mult succes în concurența pe care cu siguranță o veți face celorlalte posturi de televiziune. Și nu în ultimul rând, sper ca Autoritatea pentru Privatizare să-și găsească în realitatea TV un partener de dialog și de mediatizare a activității sale. Este un nou post pe piața politică media a Bucureștiului și probabil la nivel național. Eu vă doresc să rămâneți o fereastră deschisă prin care cetățenii să privească spre putere. Sper să fie ceva mai nou de ceea ce s-a înființat din 90 până acum, nu ca și răutăcios, dar o mare parte din cei care s-au înființat fac o serie de jocuri nu cu caracter neapărat social, nu cu caracter loial, ci cu caracter al intereselor personale. Venim în studio cu domnul Silviu Pigoană. Spunea domnul Vanghelie atunci de interesele personale cât s-a schimbat în timp această latură intereselor personale? La început, cât erați prezent în post? 24 de ore eram prezent în post, dar eu m-am ocupat numai de partea de finanțare și tehnic. Niciodată n-am intervenit pe editorial, chiar dacă am auzit după 10 ani voci la realitatea că eu aș fi dat vreo dispoziție vreodată. Îmi pare rău, da. Cât a fost realitatea la mine, Uh, niciodată nu am dat niciun fel de dispoziție la niciun uh, director, la niciun editor, la niciun reporter, la niciun redactor, absolut nimic. Pe partea editorială, directorii și-au coordonat treaba cum au considerat ei de cuvință. Le-am cerut uh, să fie foarte corecți. Corectitudine. De exemplu, am dat dispoziție clară, nu avea voie să uh, dea pe post uh, o declarație a unui om politic care ataca alt om politic, fără reacție de la celălalt om politic. Și am avut multe. Uh, uh, declarații care n-au intrat pe post, pentru că n-am avut o reacție din partea aia. Dacă, de exemplu, în vremea respectivă era Adrian stase prim-ministru și venea Traian Băsescu, ca primar general, uh, la realitatea, mai scăpa cât o dumă de premier, că cum să proceda. A doua zi îl chema inevitabil pe. Adrian Stase, în replică. Adică, și treșii, atunci ca ce n-am reușit eu, se aduc pe amândoi la aceeași emisiune. Au refuzat categoric să ajungă în direct amândoi. Ei au ajuns într-un final amândoi, când a fost finala pentru Cotroceni a ajuns într-o emisiune în direct, în rest a refuzat amândoi categorii ca să ajungă în aceeași emisiune. Și veneau, chiar dacă erau din tabere adverse, acum văd că își aleg posturile pe care apare de obicei a, Venea, era buluc toată lumea atunci, pentru că nu prea exista mișlace de promovare. Știți că trezine generaliste aveau ore fixe de emisie, licențe și programe vizată de CNA și nu puteai să faci derogare, de exemplu, să întrerupi un film ca să dai un comunicat de presă sau numai în momentul în care era un dezastru puteai să intri cu un breaking news. Da? Așa că o declarație politică sau avea cineva o părere politică, nu puteai. Și atunci, într-adevăr, am avut o afluență mare de oameni politici, nu era o problemă ca oamenii politici să vină. Acum sunt selectivi, adică nu mă duc acolo, nu mă duc dincolo, ăla ține cu noi, ăla altul ține cu altcineva, v-ați văzut ce se întâmplă pe da, în piață, vă se sunau, vede cu, loc, cu liber. Vă sunau politicienii pe noastre Da, până m au sunat toți politicienii din perioada respectivă și le dădeam numărul de telefon al uh, directorului de post, care era la vremea respectivă, în prima fază uh, uh, Ionel Bara, uh, Jimmy Bara, cum îi spuneam noi, uh, porma a fost Cristoiu, director, Jimmy Barr a plecat, a venit Cristăi. În a fost o scurtă perioadă Narcisa Iorga. După care a venit. Au, luat ce scapă. A Fost Dan Andronic. A, Dan Andronic, da. Pe urmă i-am vândut realitatea. Da. Narcisa Iorga a fost director când? A fost director interimar în 2000. Doi mi se -mi pare, pentru că a plecat subit Ion Cristoiu, mi a anunțat că pleacă printr-un fax și dimineața până a rămas fără comeduire, s-a terminat contractul. De ce Avea un contract pe șase luni. V-ați certat cu Ion no, Cristoiu? Nu nu nu, Dar de ce a ales să plece atunci? Sau cum a a zis motiva? că pleacă la bibliotecă. A motivat că i s-a terminat contractul, având un contract de pe perioadă determinată, șase luni. Și dânsul a considerat că pleacă la bibliotecă. Și primind un fax, nu, nu prea puteai să vorbești cu aparatul. Dar a vorbit cu omul. Am primit un fax și am numit-o pe Narcisa Iorga, director interimar, până în momentul în care a venit domnul Dan Andronic. Și cu că... care am discutat, am negociat și asta a fost. Deci asta a fost succesiunea de uh -huh. directori. Uh, printre acționari, ca să-l pe zona acționari, era și Mircea Dinescu. Era și Dinescu, eram șase acționari în perioada respectivă, eu aveam 60%, ceilalți cinci acționari aveau 40% toți. Uh -huh. Dinescu avea 5%. Uh, el a primit 5% pentru a fi și prezent în emisiune sau cum a intrat Mircea Dinescu în, cum nu, a intrat neapărat, în nu, 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 Atunci a fost, uh, el mi-a cesenat mie 5% din uh, play e, uh, sau 10%, i-am cesenat 5% din părțile mele uh, lui Mircea Dinescu ca să vină să punem umărul, să facem realitatea mai simpatică. Uh -huh. Da, Mircea Dinescu chiar a început o emisiune acolo. Avea lina, vorba lui Dinescu. Vorba vorba lui Dinescu. Noi avem câteva secvențe din prima emisiune, vorba lui Dinescu, dată acum aproape 10 ani. Este o emisiune specială pentru că primul invitat a fost atunci Florin Calinescu. Filmul, vă rog. Bună seara! După cum vedeți, la Realitatea TV, TV. suntem în TV, da. plin șantier. Era un cântec, toată țara e un șantier, uite că și noi suntem un șantier. Și pentru că toți suntem într-un mare șantier, am invitat și un maestru, maestru constructor <laughs> și un arhitect. E un fel de post față, de fapt, la ceea ce vreau să fac la această televiziune. Până când o să intru în casele dumneavoastră, pentru că asta vreau să fac începând de săptămâna viitoare, să intru în bucătăria românului, să mă uit ce fel de ciorbă gătește, să mă uit în debara, uneori și supreș fiindcă de atâta vreme ne uităm noi zi, jurnaliștii sub presiune, dar mai azi, la covoarele roșii care se pun în calea politicienilor, dar ne uităm mai puțin la preșul românului. Revenit în studio cu discuția despre începutul de realitatea TV, începutul care au avut loc, cum spuneam, acum 10 ani, Mircea Dinescu era una dintre figurile postului, chiar și unul dintre acționari. Care erau atunci, la început, figurile postului? Cu care era asociat uh, Realitatea TV? Uh, mă rog, înainte să discutăm de figurile postului, trebuie să amintesc că uh, eram șase acționari. eram acționar majoritar, eram Mircea Dinescu, uh, care avea 5%, Pauli Frimache, Eugen Proglov, care avea 10%, uh, Mihalache Dumitru și uh, Mina George. Deci noi eram acționarii uh, postului Realitatea. Dar exista o ciudățenie atunci la CNA, deci nu am putut să deschidem pe o altă firmă uh, realitatea, deci nu puteam pe o firmă nouă să deschidem realitatea, pentru că ne cerau la CNA cifre de afaceri, adică să demonstrăm că avem capacitatea să deschidem o televiziune. să nu am înțeles de ce, am deschis realitatea pe... Rosal, care avea cifre de afaceri cum își dorea ce ne după care am mutat cu totul, după 2 ani de zile, personalul și licența pe realitatea media. Deci am deschis o companie nouă, nouță, pentru că pe urmă s-a schimbat legea și să putea. Ca să fie lucrurile separate, Practic. pentru că taxele ne le plăteam, de exemplu, la cifrele de afaceri. Ce însemnau taxe înspre stat pentru publicitate, pentru drepturi de autor și așa mai departe, ei ne luau la cifra de afaceri și cifrele de afaceri nu corespundeau, pentru că Rosal avea o cifră de afaceri impresionantă, pe când realitatea în primii doi ani de zile avea pierderi. Da? Una pe sală, trebuia să plătim taxe că avea un profit pe firma respectivă. Ca uh, imagine vedete de post în perioada respectivă, în afară de Mircea Dinescu, au fost mai mulți, chiar și uh, Ion Cristoiu a fost. Avea o emisiune permanentă, vectorul Cristoiu, să nu mă dacă bine mi-am aminte. Era uh, Melania Medeleanu, Oreste, uh, Mircea Badea, Între timp l-am uh, coptat uh, și pe Mihai Gâdea, care avea o emisiune în Centrul Atenției. Mihai Gâdea a venit la mine, uh, ca să uh, el fiind uh, terminând teolo teologie, era uh, preot adventist. A venit cu o casetă să punem o casetă sâmbătă sau duminică dimineața, dar asta cu istoria religii, religiei. Dar cum a ajuns ce. el la dumneavoastră? Uh, Printr-o conjunctură, a bătut la ușă și a venit. Cum să mergi la orice post, să duci cu caseta, dar am de băgat o casetă, dumneavoastră vă post. Și am spus că nu acceptăm chestii de asta, pentru că nu facem educație religioasă cu totul că viața ne-a demonstrat că între timp s-a deschis și un canal religios, un mare trust media, Trinitas, care se ocupă cu cele sfinte. Noi ne, 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 ocupam cu cele lumești în perioada respectivă. A venit domnul ghet gâdea cu casete, am spus că nu acceptăm, dar având fețișoara aia așa, având un speech, știți că în general ăștia preoții neoprotestanți au o altă alură, nu au haine de la ciudate, umblă îmbrăcați la costum, am spus, doamne, putem să facem o emisiune după părerea mea socială, cu care vom da lovitura. Și am demonstrat în timp că chiar am dat lovitura. forma mai venit Mădălin Ionescu, profesor de istorie, care a spus, domnule, aș vrea ca să prezint știrile la dumneavoastră. am încercat el de vreo două ori să prezinte știrile, la fel și gât. a încercat să prezinte știrile, dar vorbea ca o mitraliere de pe promptar. N-a ținut cu știrile și am zis, Bă, tu trebuie să faci totuși un talk show, talk show social. Asta cazul am că... reușit cu domnul Madalin Ionescu. Am făcut la început o emisiune istorică. După care mi-am dat seama că nu merge și a trebuit să facem ceva să se ocupe și el avea talent în chestia asta, de chestii oculte, ascunse, și am denumit-o adevărul din spatele adevărului. Emisiunea în care se ocupa în general de masonerie și lucruri, tot felul de lucruri de asta mai puțin cunoscute de public care atrăgeau și făceau rating. Emisiunea de istorie Porma a o domnul Cioroianu, care era uh, profesor de, un, de istorie în vremea respectivă. Porma l-au văzut liberalii la televizor, l-au luat la ei și l-a făcut ministru. Uh, no. Nici no. nu mai țin minte, A fost o foarte o mult. O da, să, să continuăm. vedetele postului, Melania Medeleanu și alte prezentatoare mm -hmm. care s-au lansat și au crescut la realitatea, a fost uh, o mare masă de operatori, editori și uh, reporteri-redactori uh, care s-au format în școala Realitatea TV. Acolo era o fabrică în care se fabricau știri, se lucra 24 de ore în direct. A fost ceva senzațional pentru vremea respectivă, nu credea nimeni în proiectul ăsta. Uh, uh, S-a făcut și o afirmație, Cristoi a zis la Realitatea zilele astea, duminică mi se pare, că noi furam uh, știri de la CNN când a început război. Domnul Cristoi nu știe că dânsul stătea în birou și se ocupa de redacție. Noi aveam contract cu APTNU și plăteam vreo 5 sau 6.000 de dolari pe lună, numai abonamentul pentru știrile externe. Pe lângă asta ne-am avut contract cu cnn pentru că cnn nu avea acces în, în partea de Irak, și preluau de la noi imagini, plus că din România plecau avioanele de pe Constanța, de pe Găgălnicianu, înspre Irak și ne dădeam în direct de la aeroportul Cogalnicianu pe realitatea și ne prelua CNN-ul. Și pe CNN, în vremea respectivă, se scria imagini preluate de la Realitatea TV România. Da. Apropo de imagini de la Realitatea TV România avem câteva filme inedite din acea perioadă, pentru că vorbeați de, din de din acea perioadă perioadă și inedit. Vă, vă mulțumim pentru pe pentru, <laughs> da. această cale, pentru că primul eu vă mulțumesc că m-ați primit la dumneavoastră în emisiune și în studio. Și uh, avem pregătită o secvență cu Mihai Gâdea într-una într din primele lui emisiuni realizate la uh, Realitatea TV uh, Filmul vă rog! Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor. Seara aceasta avem uh, ocazia de a să de vorbe cu domnul Petre Roman. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Domnule Roman, iată că de câteva zile trăim o euforie uh, pe toate canalele televiziune, toate ziarele. Firească. E firească de altfel, nu? Firească, da. Nu e cumva prea mult. Unii au impresia că deja am început să exagerăm cu această bucurie dusă la extrem. Deci dacă ar fi să faceți o ierarhizare a celor mai importante momente istorice, unde ți-a așezat intrarea în NATO? Putem spune că nu se mai poate întâmpla. Ce a spus președintelui Bush? Camerele de luat vederi, sigur, l-au urmărit pe președintele Bush atunci când a mers spre prezidiu și ați dat mâna spre cu domnia. tribuna, Spre tribuna. Prezidiu, da. Dragi prieteni, ne revedem mâine în centrul atenției. Sunt Mihai Gâdea, rămâneți cu Realitatea TV. Continuăm povestea Realitatea TV și anilor de început, a oamenilor care au trecut uh, acum 10 ani pe acolo. Uh, Mihai Gărea parcă nu făcea emisiunea din studio Realitatea TV. Aveam un studio uh, privat al lor, în Băneasa, și am făcut prima legătură în România de transmisie pe fibră. Transmitam pe fibră optică, era prima transmisie în direct pe fibră optică. S-a mai încercat timid și de către alții, nu l a reușit, dar uh, cu și garduș în fruntea tehnicului am. A trecut și de obstacolul ăsta. Dacă ați văzut, noi aveam... A, am fost avantgardiști, totuși. Erau studiurile cât de cât, ca în ziua de astăzi, curate, arătau bine, platorile, a, grafica era pentru vremea respectivă avantgardistă, aș putea să spun. Am fost primii care am introdus pe ecran ora, data, croluri și așa mai departe, plus am fost primii care am dat Reclamă cu preț. Prima reclamă cu ce preț a, a fost dată. Cu adică, uh, uh, spotul publicitar, spre, spre final, avea și prețul produsului respectiv. A fost pentru prima dată în România când s-a dat reclamă cu preț. Până atunci, reclama era generală. Cumpără mașina asta, uh, spală te dins cu pasta aia de dinți și la revedere, atâta tot. Și n-am fost primii care am uh, uh, trecut pe ecran și prețul la un la produs ce? era un, un Chrysler. Un Chrysler, lumea a rămas impresionat de prețul scăzut care era la Chrysler în perioada respectivă. Lumea crede că o mașină americană costă mult. costă dat o mașină? Mult. Sau... Da, am făcut un barter pe tema asta, ne-a dat o mașină care a folosit-o asociatul meu Mircea Dinescu. A dat o mașină televiziunii, nu mi-a dat o mie a dat și în cum se procedează, barter, n-aveau bani, erau la început și oamenii cu distribuitorii de mașini americane în România și am introdus, eu le-am sugerat că ar fi bine să scriem și prețul, lumea a rămas un pic blocată și ce a rămas puțin blocat, dar pe urma a intrat în, chiar se impunea la un moment dat să se tracă prețurile, prețurile corecte. Acum ați văzut că sunt o felul de reclame cu prețuri care iau un asterisc acolo jos. Știi că e prețul de pornire la mașină, adică 5.000 prețul de pornire. Dacă vrei și roți la mașină, parbriz și ștergător, te duce în 15.000. Dar prețul de pornire 5.000, că se discută numai de caroserie. Mihai Gădea, câte emisiuni a făcut în studioul lor? De unde, era studioul? Toate emisiunile le-a făcut de acolo. A făcut la început la noi vreo două luni de zile, vreo câteva emisiuni, după care a început și a făcut de, de la el, din studio. Era studio lui? Nu, cred că era al cultului respectiv, nu era personal al lui de acasă. Deci acolo, eu am fost în studioul respectiv, era aparținat de cultul adventist de ziua 7, șaptea, era sediul lor central, sediul lor central, unde acum au deschis o televiziune foarte mare, se numește... Hope TV, Speranța TV sau ceva în genul ăsta și emit pe satelit 24 de ore. Uh, Mihai Gâdea a plecat de, a, de la realitatea cât erați încă proprietar? Uh, nu, a plecat după ce, am, după ce eu am vândut pe urmă, multă lume a plecat de la realitatea mulți și-au și -au găsit în alte părți pentru că s-a schimbat uh, optica. Probabil, din ce am înțeles eu de la ei, ca au risc cu Mădălin Ionescu în afară de faptul că au plecat la bani mai mulți bănuiesc la un moment dat li s-au impus niște lucruri pe care nu au vrut să le accepte. Mădălin Ionescu, pe ce filier a ajuns exact la dumneavoastră, el fiind profesor de istorie? A venit la ușă, la mine și a bătut la ușă că vrea să fie prezentator de știri. El prezenta din același, din, de la realitate sau avea studio propriu? Ca... Nu, el prezenta de la realitate. În afară de Mihai Gâdea, care avea emisiunea în centrul atenției, Restul, absolut toată lumea, transmitea din studiurile realității. Noi aveam multe studiuri acolo la realitate, ați văzut, erau pădure de platouri, erau vreo șase sau șapte platouri unde era spațiu excedentar chiar să faci orice fel de emisiuni, uh, studiile nu erau foarte marca ca dimensiune, adică nu puteai să faci, știu eu, dansez pentru tine, dar în rest, uh, pe știri și pe tocșori cum era calibrată televiziunea, era spațiu excedentar. Mm -hmm. O altă figură marcantă o, a realității să... TV a fost uh, 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 Stelian Tănase, uh, care a venit uh, la noi pe Uh, am avut o discuție cu dânsul și am dat o emisiune, făcea 10 și un sfert o emisiune, la 10 și un sfert punct începea. Mi să mi și plăcut la Selian Tănasă că el punea denumiri de astea la emisiuni cum are acum 3 ori 3 de exemplu și în continuare din Dinescu cu Tănasă au rămas la realitatea fac împreună o emisiune. Adică nu prea s-a schimbat nimic în 10 ani să dau tot știri, puțin au trecut mai înspre violență pentru că asta vinde, dacă a sesizat și uh, partea socială deja s-a retras, uh, pentru că toxșurile sociale nu fac rating. Și Dar e ce bătălia din Ionescu de acum. Uh, eu nu spun nimic. El și-a ales drumul în viață, dacă el a considerat că e bine să facă așa, e foarte bine. El făcea niște emisiuni absolut sensaționale pe vremea uh, când eram eu patron, se ocupa de chestii istorice adânci, lucruri necunoscute care erau foarte atractive. În afară de mas masonerie, discutam în discutam emisiuni de... Cavalerii nu știu care, de rotarien, în fiecare emisiune avea câte o chestie de asta. Sau Oreste, care a început o emisiune, l-a rugat să facă o emisiune cu medicină alternativă și chestii paranormale. Și acum are o mare emisiune pe tema asta, dacă a sesizat, unde chiar face audiență pentru că discută niște lucruri neatinse de publicul din România, lucruri fascinante. Când discuți de spiritualitate într-o altă manieră și încep ca să le înțelegi, lumea e foarte atentă. Mă, a plecat cât erați încă acolo? Uh, nu, după a plecat. Cam toată lumea a plecat după cât am stat. Eu am fost singurul post de televiziune din România care uh, plăteam salariile la timp și uh, taxele și impozitele la zi. Adică alte televiziuni mai plăteau ei uh, salariile la timp, dar era în urmă mult cu taxele și impozitele. Sau alții nu și-au luat, uh, de exemplu, Rareș Gărdos și-a venit de la Tele7, ABC-ul, unde a lucrat șapte ani șef de tură și șapte ani de zile nu i-au trecut un an vechime, un, o zi vechime, pentru că n-au plătit nimic la statul român, taxe și impozite. Sau în alte televiziuni s-au întârziat cu plățile luni de zile. A fost cazuri când șase luni, un an de zile s-au întârziat plata salariilor. Lucru care la realitatea TV, cât a fost eu patron, nu a existat. Își reglau după ziua de salari și ceasul. Am vorbit de Mădălin Ionescu avem pregătite câteva cadre din, din emisiunile de început. Mă scuzați, eu nu mi-am dat seama că tot o trăgeați cu Mădălin Ionescu, <laughs> m-a luat valul. Uh, Imaginele cu Mădălin Ionescu, vă rog, da. <laughs> Filmul mă. Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Madalin Ionescu. Urmăriți astăzi o ediție supliment, adevărul din spatele adevărului, mai bine zis una specială. La doar o zi după ce am încercat să dezvăluim misterele Znagovului de azi, un Monte Carlo românesc cu circuit închis, mai ales pentru românul obișnuit. Acum, avem o misiune poate mai dificilă decât uh, aceea pe care v-am prezentat-o înainte. Aceea de a încerca să conturăm, dincolo de construcțiile de presă, imaginea reală a celui care a fost ziaristul Dumitru Tinu. Am revenit, am văzut iar un filmuleț foarte interesant, cred că este la a doua difuzare după prima difuzare pe post acum, acum 10 ani. Da. Da. Un anume care a trecut prin realitatea TV, iar astăzi se bucură de mare succes este Mircea Badea. Mircea a era venit, mi se -mi pare, de la prima TV. El a fost la Tele7, a făcut emisiunea de dimineață cu Teo foarte mulți ani. Eu am fost uh, prieten foarte bun cu Mircea Bada, o și cu Teo. Eram o gașcă care ne întâlneam la restaurantul tailandez în București în fiecare săptămână uh, joia, joi-seara. până am tot felul de amintiri, lucruri. A fost o perioadă senzațională. Uh, ei au plecat de la uh, Tele7 la prima Mircea Badea cu Oreste și mi se -mi pare că te a plecat la Pro TV sau ceva de genul ăsta, deci de la tele de a plecat. Nu mai știu exact cum a fost și ne aș vrea să greșesc, dar nu cu siguranță știți traseul lor. Au venit la Realitatea TV. Mircea Badea l-am rugat să fac o emisiune, un soi de în gura presei care e astăzi. mi asta avut da, ideea? Sau? Da, eu am avut ideea pentru că aveam emisiuni emisiuni, aveam știri care nu puteau fi ilustrate și televiziune înseamnă ilustrație până la urmă. Imagine. Dar erau tot felul de, de știri absolut incredibile că nu puteau fi ilustrate și era păcat să nu spunem și de știrile la într-o emisiune și am făcut o emisiune de 30 de minute în care știrile de peste zi că nu puteau să fie ilustrate Mircea Bada le citea și era un fel de stand-up comedy. El fiind uh, un uh, bun povestitor Adică a sesiza și momentul de față, că poate să vorbească o oră pe orice fel de subiect și nu plictisește. Și a fost o emisiune de succes și la noi, da. emisiunea respectivă. Cum v-ați împrietenit? Că ați spus că erați prieten cu Teo, cu... Da. Mircea. Cum v-ați împrietenit? Cum ați ajuns în... Cu mult să... înainte să am realitatea, n-am cunoscut. Mai aceste mai acest aminte? Cum v-ați cunoscut? Nu mai-mi aduc aminte exact. Poate și Emir și ne lămurește. Sau Teo, dar nu mai-mi aduc aminte exact. Dar știu că făceam o echipă simpatică. Mm -hmm. Să vedem. Și coreste în... cu Oreste chiar mă întâlnesc în seara asta. La ora 8 avem o întâlnire la un șpriț. Trebuie să... <laughs> pentru că dânsul e vegetarian, domnul Oreste e vegetarian și am spus că nu e niciun fel de problemă, că am niște uh, zeamă de hamei, mai avem pe acolo niște, una alta, niște macerat <laughs> de plante, găsim ceva acolo, vegetarian și pentru dânsul. Un amănunt acum, poate nu este nicio legătură, Mircea Badea și Oreste au cumpărat la un moment dat fabrica de chibrituri din Gherla. Din da, la voastră rugat, sunteți din Gherla. A da, fost o legătură? Nu, 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 nicio legătură. Și chiar l-am rugat pe Mircea Badea în perioada respectivă să nu cumpere fabrica pentru că e o greșeală. Pentru că eu cunoșteam uh, piața și s-a duceau chibrituri din Ucraina mult sub prețul de producție. Adică nu avea cum să te bați pe o piață unde tu uh, fabricai suta de cutii de chibrituri la un dolar și din de afară veneau uh, cu un dolar 1000 de cutii de chibrituri. N-am înțeles atunci, dar nu Mirceabada a fost cel sau Oreste Oreste, n-am avut nicio legătură la Mirceabada, nu el era legat de fabrica respectivă, ci un prieten de-al lui uh, cumpărase fabrica, el a intrat ulterior ca acționar, crezând că într-un fel sau altul salvează fabrica, dar nu putea fi salvată de la faliment din cauza pieței uh, din România. Care era invadată de produse uh, din Ucraina la prețuri foarte mici. Vorbesc de Kimbridg. Mm. Cum e acum piața din Statele Unite, invadată de produse din China. Adică, oricât ai străduit tu să fabrici ceva în Statele Unite, nu poți să fabrici, că vine chinezul peste tine cu preț de dumping și te omorât. Da, dar ați încercat cumva, nu știu, să-l ajutați pe păi uh, să -ajut, ajut. cineva din cu ce Păi eram, dar nu, nu puteam să-l ajut. Avea o problemă de instanță. Instanțe care erau la Cluj și la București, în alta curte. Nu aveam nicio. N-am avut cu ce să le ajutăm, cu mare drag, dar n-aveam cu ce. Și chiar dacă intra în posesia fabricii, a fost falimentar. oric, a fost la actualul proprietar sau cine a luat, cu cine era în litigiu, orică a rămas la Mircea Badea și l-a rugat de multe ori, băi, renunță la povestea Și a spus, nu, domnule, un prieten al meu și trebuie să-l ajutăm, să facem, să dregem, că merge, că... N-a mers și nu merge chestia asta, nu funcționează. A fost un business greșit. La început Mircea Badea făcea emisiunea ca și astăzi cu o masă în față, comentând știri. Avem câteva imagini din acea perioadă cu Mircea Badea în emisiunea 30 de minute cu Mircea Badea, o emisiune pe care o realiza pe vremea aceea la Realitatea TV. Filmul vă rog. să 30 de minute vreau să-mi exprim frustrarea de din personal, dar care sunt convins că este împărtășită de multe mii de conducători auto. Observăm oameni buni în București, la atunci când stăm la stop și stăm la stop și nu se mai termină stopul, când în sfârșit se termină stopul, mulți dorm. Să în fața noastră. Stau așa, să uită precum curcanele, o expresie care îmi place din ce în ce mai mult, să uită așa în zare. Priveau ceahlăul la apus. Într-o sărbatică spendoare, Știți, nu mergi deci și eu pe Și îi fac să -i. spune să plăzesc ei până... E o verde? Dar n-au încredere în tine. Trebuie să ce cu propriul ochi. A, e verde. Să nu luăm în viteza întâi. Și pleacă primii. Problema este că după ce au plecat primii, mașinile din spatele rândului 1, deci cele din rândul 2, atunci se trezesc că ce, a plecat, a e vreme, a, de atunci mă vom viteza și pleacă. La fel și cu mașina a treia, care este și ultima în general care pleacă de la stop. De la a patra încolo rămânând, încă o dată se prinde în stopul. Senzațional. S-a schimbat Mircea Badea? Nu s-a schimbat, nici în emisiunea uh, emisiune are aceeași măsusă. mă rog, acum e un pic mai înalt, am sezizat. Dar a rămas același Mircea Badea, acum lucrurile de care se izbește zilnic. Mă rog, lumea spune că are anumite frustrări. Nu cred că are frustrări, pentru că sunt frustrări noastre de tuturor. Lucrurile care le spune el zilnic pe la televizor, cum a fost, de exemplu, am văzut o emisiune acum vreo două săptămâni, unde avea o mică problemă cu schimbatul cauciucurilor. Care chiar și pe mine mă deranjează chestia asta, fiind legiuitor, deputat în Parlamentul României, consider că e Acum, înțeleg că statul trebuie să aibă grijă de uh, cei neajutorați, de handicapați, dar chiar nu trebuie să ne considere handicapați, bă, aveți grijă, luați-vă ca o ciucuri de iarnă. Chiar uh, am dus-o în extrem chestia asta cu grijă și mă deranjează și pe mine, pentru că aveam ce să fac cu banii, aia. nu era obligatoriu, probabil, eu nu circulie când ninge cu mașina. O țin în gara și nu toată iarna e zăpadă. Adică sunt trei momente în iarnă, o mă și mă de, dezăpezire, de, de exemplu, da, sunt dintr-o iarnă de 4-5 luni de zile, 2-3 săptămâni când e zăpadă. După care se curăță zăpadă, asfaltul e la negru, la revedere, poți să circul cu cauciucuri de uh, vară, niciun fel de problemă. De unde atâta grijă a partidului de guvernământ pentru noi ca cetățeni, n-am înțeles. Nici Mircea nu era foarte dumirii pe tema asta. Dar Iar rămas același, dacă ați văzut, nu s-a schimbat deloc. Și uh, eu îl prețiez foarte mult pe Mircea Badea, chiar dacă partidul meu în momentul de față nu-l prea înghite că mai are părere și impresii și despre partidul de guvernament, eu chiar îl apreciez foarte mult și pe el și pe Teo și pe uh, Oresta. Deci rămas, rămas, rămas a rămas -au prieteni, vă mai întâlni? Da, uh, cu întâlnirile e foarte complicat la noi, acum nu putem să ne întâlnim, Teo are problemele ei. Mircea Bada are o emisiune la oră, mă rog, imposibilă. E foarte greu să ne întâlnim în momentul de față. De îi foarte mult pe toți colaboratorii mei și pe foștii asociați și pe toată lumea. Iar cât a lucrat uh, cu dumneavoastră? Până am plecat eu, pe urmă am plecat și ei. și Oreste și Mircea Bada au plecat după ce am plecat eu de la realitatea. Și cât erați acolo proprietarii? În da, cât erau am acolo. fost proprietar, n-a fost nicio mm. problemă. Din câte știu, la realitatea... A, al... ea au mai rămas încă, s-a schimbat proprietarul, le-a scos emisiunile și a mai rămas în continuare la mine încă vreun de zile Mircea de cu este. La ce anul? Departamentul Media. Ne-am ocupat de promovare, aveam o grămadă de companii pe vremea aia, se ocupau de uh, promovare și așa mai departe. Deci era de lucru, e hmm. de lucru. În, deci lucrau în, în, în spate, cum ar veni. Absolut, nu, era în, uh... nu erau în față, în fața camerelor, dar lucrau în spate pentru diverse companii când chestii de concept, de pliantă, de cum să facem, de evenimente și așa mai departe. care au foarte buni. Din câte știu, la uh, Realitatea TV, la început, a lucrat și uh, sora lui uh, Mircea Badea. Da. Cum, uh, cum a venit ea ca prezentatoare pe, pe post? Uh, mi se pare că a venit uh, cu oreste. Cu oreste și cu Mircea Badea am avut o discuție și vrea să fac o emisiune, nu știu dacă mi aduc eu perfect aminte, cam ce face în momentul de față la Realitatea TV, Stelia Antănase. O emisiune, București secret se să numește emisiunea lui Stelia și sora lui Mircea Badea vrea să fac o emisiune, tot așa de Bucureștiul vechi, de altă dată, cu imagini de arhivă și așa mai departe, s-aducă puțin în față. Dar până să dăm drumul la emisiunea cu pricina, uh, uh, am încercat să fac o emisiune cu uh, nivelul de cultură al poporului român și mitocanismele din, uh, de care ne lovim în fiecare zi, care mi s-a părut o, o idee uh, simpatică și chiar a funcționat emisiunea bine, până în momentul în care s-a îndrăgostit, s-a măritat și s-a căsătorit, a plecat. Din televiziune. Ea finitul. a venit la dumneavoastră să vă spună că renunță la televiziune? Da, da, da. da, da. da. Ea a venit și a spus că uh, se căsătorește și că vrea familie și s-a retras. S-a retras. S a venit și a plecat subit după șase luni. Uh -huh. uh, Mircea Badea spune de multe ori că celebra sintagmă trăim în România și asta ne ocupă tot timpul, ea aparține uh, lui Nati. Da, Nati, Ea, Nati, ea ba, o spunea da, da, în emisiune? Da. da, ea avea în finalul emisiunii, spunea trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Așa și termină emisiune, dar nu prima emisiune, că am vizionat prima emisiune, nu. Ulterior, în următoarele emisiuni, folosă sintagma respectivă, care ulterior a fost preluată de Mircea Bate. Fiind în familie, nu era nicio problemă cu copyright-ul, cu chestii de asta. Și mai folosește de numire, tot timpul o invocă păronții care ne poată lui Mircea Batea, fa, fata lui Nati, pe care o dă exemplu permanent și e și motivul Ronții pentru care a plecat din televiziune Nati Badea, care a mers foarte bine. Deci, din punctul meu de vedere, chiar făcea o emisiune simpatică. Să vedem cam cum arăta o emisiune realizată de Nati Badea, sora lui Mircea Badea. Emisiunea se numea simplu Monologuri cu Nati sau, cum spunea și ea de multe ori, Monologuri cu mine. Filmul, vă rog. De multe ori ne întrebăm ce fel de alegeri să facem în viață. După ce termină o facultate cu notă maximă, mai mult să ne gândim că ești șef de promoție. Te aștepți ca viața să-ți ofere ce e mai bun și să-ți dea prioritate în alegerea locului de muncă. Vocea părinților încă îți mai sună în urechi. Du-te mamă la stat că e mai sigur, nu no, a fost sigur, ai un post de muncă sigur. Vă mulțumim, domnilor guvernanți că măcar aerul mi-l oferiți încă gratis. aștept și mâine seară la 21:40 la emisiunea Monologuri cu mine. La revedere. Da. da. Ar fi avut șanse în continuare în televiziune. Cred că da, 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 da. Azi Era invat. absolut genială, deci textele tot și le crea singură. Era absolut genială. Ați mai încercat să o readuceți în televiziune? Păi nu, când a venit și a spus că se căsătorește și că pleacă, la revedere. Asta a fost. Nu, nu puteai să ții pe cineva în mod obligatoriu. No. Și la noi s-a lansat și Carmen Bruma, de exemplu, cu uh, nici nu mai știu cum o cheamă pe colega uh, ei, făcea o emisiune de dimineață, uh, Carmen Bruma, uh, care a venit uh, adus uh, de uh, Jimmy Barra, Ionel. Uh, Directorul televiziunii, i-a venit inițial să facă o emisiune de aerobic. Să facem o emisiune de aerobic și am spus, nu, faceți o emisiune de dimineață. Și au început cu emisiunea de dimineață, mi se pare chiar atunci am dat primele directe de la mare. Și au făcut emisiunea de dimineață, care mergea foarte bine. Adică era o alternativă pe piață, toată lumea avea de dimineață emisiuni, ori mix de fată ori doi băieți. Și ne-am intrat cu două fete. Da, tot la realitatea, lucra și actuala dumneavoastră soție, Diana Bacuțeanu. Da, da, da. A angajat-o uh, fostul meu uh, uh, asociat, domnul Proglof, el a angajat-o, eram plecat din țară, l-am la NAB, la terul de echipament de televiziune, și când m-am întors, era angajată. Nu i-am angajat-o. A fost un istoric. Când a venit uh, la angajare, tot prin filiera Ionel Bara, uh, a venit la mine în birou, era îmbrăcată cu. Uh, pantaloni mulați pantera în niște cisme și cu un decolteu uh, uh, foarte generos și am spus că a greșit intrarea. Îmi pare o să te-ți îmbrăcată ca o curvă. Uh, aici e televiziune, discoteca e ușa următoare, nu ați greșit intrarea. Când vă îmbrăcați decent, uh, putem să avem o discuție. Pe să fie îmbrăcat decent, a venit, a stat de vorbă cu asociatul meu, domnul Proglov. Uh, uh, Ionel Bar a insistat mult că aveam nevoie pe cineva care să facă uh, uh, un talk show uh, pe administrație publică și a lucrase deja a făcuse câțiva ani, vreo 6-8 ani de zile deja avea de administrație publică la uh, Canal 38 și, uh, și la alte televiziuni și la antena a lucrat, uh, făcea foișorul de veche, Saturnul de veche, nu știu cum se numea, tot pe administrație publică, era beton în legislație uh, pe tema asta. Nu cred că a fost o mare greșeală că a fost angajată, de n am vrut să o angajez? Și după cât timp a devenit soția mea? După 2 ani. După 2 ani... Eu divorțasem între timp, căutam pe cineva care să facă copii, că s a fost motivul divorțului meu, am divorțat pentru că fosta mea soție n-a vrut să facă copii, mi-am dat seama că e cumplit copiii mei plecând numai în excursii de asta, 3-4 zile vorbeam ca o cu câinele pe casă, e cum cel mai greu lucru pe planetă nu e neapărat bătrânețea, ci singurătatea și probabil dintr-un egoist de ăsta profund mi-am dorit copii și s-au oferit să facă copii, ne-am căsătorit și da, sună, a fost să ne căsătorim de patru ori ca să înțeleagă da, că totuși da, să facă copii. Da, sună foarte tehnic. Am vrut să fac copii, am luat-o pe Adriana Bacuțeanu să facă copii. Exact, da, da, da. Asta a fost motivul pentru care m-am căsătorit cu Adriana Bacuțeanu. Acum, să cred că n-ați crezut în vrăjeala aia că am luat-o pentru apartamentul lui Mossa, din Pantelimon. Că, lucru care l-am spus pe la televiziune când eram întrebat de ce m-am căsătorit cu Pentru averea lui Mossa. Normal că pentru a face copii scopul era stic de reproducere cu documente, nimic altceva. Adică nu lipsea nimic, nu aveam nevoie de ceva decât de cineva Spune adică Reproducere cu documente. Adică să facă copii, nimic nu, altceva. Răsune, parcă avea stipulat undeva chestia asta, clar. Da, cam așa. Până la urmă, chiar a trebuit să tranșăm problema, pentru că la ultima căsătorie am spus că nu mai o de nevastă până nu rămâne gravidă. Și a rămas gravidă, n-am avut încredere să mă căsătoresc până în momentul în care n a născut, eu am recunoscut copilul, ca tată, l-am recunoscut la uh, starea civilă și porveneam urmă am din nou, ca să fie treaba în regulă. Deci n-am mai avut încredere să mă căsătoresc pentru că să juca cu mine, așa știi, că o fi că n-o fi. Nu, nu, trebuie să fie. Dar făcea emisiuni uh, profesionale, era foarte bine pregătită din punct de vedere la administrație publice. Cunoștea legislație, știa ce înseamnă administrație publică uh, și făcea emisiuni bune la momentul respectiv. Da. Lucru care nu s-ar mai potrivi în ziua de a să facă același acum tip de e, emisiuni. Acum este cunoscută pentru un cu totul alt tip de, de emisiune. Între timp și-a schimbat profilul, s-a reprofilat, a mers în altă direcție. Oricum, astăzi, n-ar mai putea să fac uh, emisiuni pe administrație publică pentru că s-a schimbat fundamental uh, conceptul de administrație publică. E schimbat fundamental conceptul și uh, a văzut că în ultima perioadă nici nu se mai fac uh, chestii de administrație publică, pentru că uh, totul a devenit general nu să mai uh, legile locale nu mai contează în ziua de astăzi. Cetățenii sunt uh, doritori să afle cu totul și cu totul altceva și problemele locale din București nu interesează pe cei de la Constanța și pe cei de la Vaslui nu interesează de probleme de la Galați. Adică asta aparțin deja televiziunilor locale. Administrația publică locală se poate face în televiziuni locale, în televiziunile centrale și de informații. Poți să dai numai informații care ar afecta administrația publică locală. Adică, domnule, un nou impozit, o nouă chestie și cu asta basta. Haideți să vedem cum arăta Adriana Bacmuțeanu acum 10 ani, când probabil încă nu erați căsătorit cu, cu ea. Adriana Barmuțeanu într o filmare de acum aproximativ antologic 10 ani. am putea spune. Antologic, <laughs> precum toate filmările din din această emisiune. Filmul, vă rog. și bun găsit în fața națiunii. Așa cum v-am promis, în această seară o să-i cunoașteți pe unii dintre cei mai bogați demnitari din Parlamentul României și din Guvern. Și asta pentru că se pare că sintagma sărac și cinstit a devenit desuetă pentru unii dintre aleșii neamului. Primul meu invitat din această seară este deputatul independent Raj Tunaru. Domnul Tunaru a avut curajul să recunoască că are peste un milion de dolari avere, două Mercedes-uri, trei mașini Nissan și două hoteluri proprietate, două în locație. Bună seara, domnul Tunaru! Da, văd că nu s-a schimbat nimic în 10 ani. Astăzi se discută într-o mare vervă pe toate canalele televiziune, averile de mitarilor. De parcă asta ar fi problema lui bunica sau lui mama, E o falsă impresie, Dar... o manipulare impresie incredibilă. Poate se discută în alți termeni acum, față de acum 10 ani? Acum se discută mult mai tendențios. Acum 10 ani se discuta cu blândățe. Faptul că aveai ceva, asta era. De ce Astăzi, credeți? oricine are orice în această minunată țară, e considerat hoț. Dar de ce credeți că se discută mult mai tendențios acum decât uh, acum 10 Pentru ani? Pentru că s-a încetăținit un concept că nu poți ca să faci bani cinstit în România. Trebuie să fii obligatoriu hoț e clar că dacă ai avut un contract cu statul șoț. Asta spun televiziunile, repetă obsesiv și uh, orice prostie repetată obsesiv, la un moment dat devine adevăr. Adevăr absolut. Adică e clară problema, e clară treaba, faceți un sondaj pe stradă și veți vedea că toți uh, oamenii bogați în România și-au uh, făcut averea căi necesite. Chiar dacă a lucrat el în garajul lui și și-a făcut un soft pe care l-a vândut la Microsoft cu 9 milioane de dolari, care nu putea să fie furat de la statul român software respectiv, era munca lui, el e tot privit ca un hoț. Nu, nu există cum ați, Cum ați făcut bani? am muncit de mână dracu. Mm. Și am greșit. Cred că nu trebuia să fac lucrul ăsta, pentru că am pierdut copilăria copiilor, am pierdut uh, 30 de ani din viață, uh, ne făcând altceva decât să pompez bani în uh, sistemul românesc de taxe și impozite. Da. Înainte de 89, ce făceați, de exemplu? Cu ce vă ocupați? Eu eram tehnician la o fabrică de alcool, treabă bună. Mai exact, mai... Eram tehnician, frigotehnist la o fabrică de alcool, nu făceam nimic, așteptam într-un registru niște manometre, nimic. Hmm. Nimic, adică nu era o mare muncă. Și nu din asta ați bani până în 89? Eu în 89 aveam ceva bănuți, mă ocupam cu un chiriat videouri, aveam cinci video și cinci televizoare color care le închiriam cu 200 de lei pe seară, asta însemna vreo 1.000 de lei pe zi, care în, în perioada respectivă, 2.500 de lei era salarul pe lună. Eu dar, dar făceam din ce 1, luat... 1.000 de lei pe zi. Din ce v-ați luat video? Că era un efort să faceți. Să păi un filmam video. și fotografiam la anunț și botezuri, făceam discoteci, reparam televizoare, magnetofoane, tot felul. Eram un de mini-tehnicus pe vremea respectivă inclusiv confecționam stații de putere de 100 de vați pentru diverși care vreau să facă discoteci. Atunci nu era ca acum, atunci era o șmecherie, că să ai o stație quadrofonică făcută de mine de 400 de vați, era chiar o șmecherie. Și o stație, lucram pe ea cam o lună de zile, o lună jumate și costa 5.000 de lei. La, cât, la câți bani băgați în piese? cât băgam în piese, păi era puțin, piesele costa foarte puțin, toate piesele erau 2 în 3055 tranzistorii de putere, cu totul piesele și cu absolut totul nu costa mai mult de 1000 de lei. Și atunci... Cu rezistențe, cu tot, dar le făceam noi, vă dați seama. Luam, luam placă cu prată și făceam circuitul Imprimat, îl vopseam, îl corodam cu acid, nu era nicio problemă, la noi la fabrică, lucram acolo, le găuream, aveam timp. La, la ce fabrică erați? La? la fabrică de alcool din uh, Gherla. Aparținea și, de Berecluș, de Ursus. Uh -huh. Și asta înseamnă că era doar un, un job de acoperire, ca să zic așa? Păi toată lumea trebuia să muncească în epoca Ceaușescu, că dacă nu era considerat parazit și te băgau în pușcărie. Și lumea mergea la uh, muncă să se odihnească, mergea la, la servici. La fel, toată lumea din România mergea, ca și astăzi, mulți la stat, merg să se odihnească. Adică, un weekend merg la țară și muncesc, obosesc oamenii două, trei zile, după care vin să se odihnească. Lumea merge la servici, nu la muncă. Și atunci era la fel. Toată uh, România mergea la... Mai erau locuri unde să muncea la forge, la în oțelării, unde nu-ți băteai de muncă. Dar, în general, toată lumea trebuia să aibă servici, că dacă nu, te băgă la pușcărie. Și nu era un fel de acoperire. Era o chestie bună, pentru că și acolo, la fabrica de alcool, mai umblai și tu cu alcoolul ăla pe mână, îți dai seama, mai ciupiai și tu o sticlă, două, un litru, doi, zece, 20, era o treabă bună, Obie, mai, o mai, mai era și acolo o să da, să și de... în, după 85-87, până în 89, uh, era în România un troc. Deci nu mai circula moneda de niciun fel. Da. Eu aveam alcool, îl dădeam la ăla care avea salam, îmi dădea salam, îl dădeam la ăla care avea ouă, că lucrează la, la fermă. Și uite așa, toată lumea dădea produse, să învârteau produse. Nu, nu sunt moneda, nu mai circula, toată lumea avea bani și nu avea ce să facă cu ei, efectiv. Vorbesc foarte serios. Și în, în 1989, cu câți bani ați intrat? Cât pusese, se sub salte așa din ce ați făcut? Nu, neapărat mult. Am vrut să-mi cumpăr atunci o casă cu jumătate de milion de lei, 500 de mii de lei. S-au întâmplat niște lucruri, n-am mai cumpărat casa respectivă. N-am avut mulți bani, dar după Revoluție, de exemplu. De ce nu ați mai cumpărat? Acasă, am, am dat demisia de la fabrică, am plecat și cu un uh, prieten am uh, început să ducem cereale din Sud, să le prelucrăm la fabrica de alcool unde am fost angajat și vindeam alcoolul prelucrat la ICS Alimentara la Brașov, la prețul de producție. Deci, pe noi cu transport, cu totul uh, și cu prelucrare, noi cumpăram produsul de, fapt de la fabrica prelucrătoare care ne transforma cerealele porumbul în alcool, vindeam alcoolul aici se alimentara și lumea nu știa de unde câștigăm noi. Cum câștigam acela? Păi Câștigam din ambalaje, pentru că noi primeam de la fabrică alcoolul ambalat și îl predam aici se alimentara cu ambalajul returnabil. Deci condiția era să ne dea ambalajul înapoi. Duceam la sticle și borcane, milioane de sticle la achiziții, că erau centre de achiziții, milioane, tiruri întregi, zeci de tiruri de sticle. De, mm -hmm. Luam 2 lei pe sticle și au fost milioane de sticle. Și am făcut eu primii bani, după care mi-am deschis un restaurant, o discotecă, m -am, am dat seama mers? că în alimentație nu am ce căuta, am renunțat și am de trecut ce -am de de servicii. Da. Păi având restaurantul, mă rog, toată lumea venea și era foarte frumos să mănânce să bea pe gratis și când era cu plata mai răuț că așa era modelul neamuri, prieteni, una alta Și atunci am renunțat și am deschis uh, uh, firma uh, de salubritate Rosal, în, în ideea ca, -o, aștept, București direct am deschis-o, uh, în ideea uh, așteptând să văd cine o să-mi ceară și mie niște gunoi. Că toată lumea cerea cu ce lucrai acolo, știi? Dacă era la restaurant, cereau cerea o ciorbă, dacă era la un butică, cerea un pachet de țigări, că era, dă și mie. Eram obișnuiți din epoca Ceaușescu cu Dan și mie și după ce am deschis firma de salubrizare au trecut 20 de ani și până în ziua de azi nu mi-a cerut nimeni să dau un kilogram de gunoi. Dar la câțiva ani după ce ați făcut firma, v-ați făcut un post de televiziune de știri. Da, la 10 ani după ce am deschis firma, să împlinesc în 15 noiembrie, 20 de ani de când am deschis firma Rosal, să împlinesc 10 ani la 1 noiembrie de când am deschis Realitatea TV și în 22 decembrie să împlinesc 10 ani de când am deschis Edno TV. În martie anul viitor să împlinesc 10 ani de când am deschis Sport Sport.ro, să numește acum TV Sport. Da. canal de televiziune de sport care l-am vândut domnului Sârbu. Pe aceeași logică, lumea ar fi vrut de la noastră de la restaurant ceva. Gunoi hmm? nu va cerut nimeni. Știri va cerut? Nu. Niciodată. Nu. Cei care au lucrat cu Nu că a fost uh, perioada incipientă a unui canal de știri, probabil am stat prea puțin la conducerea postului trei ani de zile ca să aibă timp să se rodeze povestea, să înțeleagă contează și să-mi ceară. De asta nu, nu de, cerut. de ce ați vândut doar, după doar trei ani postul de televiziune? Uh, trebuia să-l mai țin sau... De ce? Nu știu, v-am... Exact. mult, pentru că Realitatea TV nu a fost niciodată pe profil și pentru mine era o gaură neagră. Trebuia să acopăr din alte activități cheltuiala cu întreținerea televiziunii, pentru că eu am considerat că e corect să fiu un om corect cu mine și cu angajații mei și cu statul. Și mi-am plătit toate taxele la zi, salarii și impozite. Dar vânzarea asta are un substrat simpatic. Înainte să vând cu șase luni de zile, a venit o companie din Elveția numită Blulin Comunicaționii Uh, au venit doi avocații ai companiei care au spus că vor să facă investiții în trustul realitatea care avea deja uh, și Edno TV și TV sportul uh, și uh, taraful era deschis mi se -mi pare uh, aveam reviste deja revistă de folclor, revistă de sport săptămânală fanatic uh, era un trust uh, bine închegat deja Cine? Și oamenii au venit cu o propunere să facă investiții de 22 de milioane de dolari pe în trust. Și ați crezut cine au zis ei că Am făcut documente pe tema asta, există documentele în arhiva Realității TV, am încheiat contractul cu dâns și le-am cesionat. Da, ei, cine v-au zis că sunt? că sunt? Pentru că era o firmă cu acționariat ascuns. Nu era neapărat ascuns, pentru că acționariatul era trecut în documente. Și Blu cine a atunci, atunci la Bluelink? Link? Pe apărutul avocații au venit de la Bluelink Link Păi, și nu deci nu v-ați nu interesat numai, dar ai cui sunteți? Păi, exista firma în Elveția, ce să mă interesez mai mult decât exista firma în Elveția. Patronii nu au putut să fină, că erau reținuți de alte probleme, se zicea că sunt uh, trei cetățeni elvețieni. Nici nu mă interesa foarte tare cine sunt cetățenii elvețieni respectiv. și am discutat numai prin avocați, avocații noștri cu avocații lor. S-au făcut documentele de. Uh, preluarea a 55%, moment în care am și mutat atenție mare licența și personalul de pe Rosal pe realitatea media. Deci atunci am făcut tranzacția personalului și a licenței. Fără echipamente, echipamentele fiind, rămânând la Rosal, care era plătitor de leasinguri în continuare. Nu puteam să mut echipamente din motivul ăsta. Și după șase luni de zile a venit că finanțatorul Uh, a făcut un pas în spate că nu mai pot ei ca să financeze proiectul atât hmm. de mult cu 22 de milioane numai cu 6 milioane, că bla bla că nu știu ce. Și am spus, domnule știi ce? Ea ia, ia-o pe toată. Și cu asta s-a terminat uh, povestea. Ia-o ia tu pe toată pentru că între timp, în 6 luni de zile i-a acumulat hmm. să le datorii la stat. N-au plătit la stat. Da, uh, știi... Ei fiind acționari majoritari. Știați, că, este... de la Știați că în spatele Link este Sorinoviu Vântu? Uh, nu, n-a fost niciodată Sorin de Vântu în spatele lui Comunicațiune. Păi s-a dovedit că a fost. Nu, în nu s-a dovedit. Niciodată nu s-a dovedit. Era o poveste că ar fi fost Adriană Stase, dar nu s-a demonstrat niciodată că în spatele lui comunicații ar fi fost Sorin de și vă spun de ce. Eu am vândut dimineața la uh, Comunicațiunii, am făcut documentele la notariat și am făcut cesiunea și seara Lui Comunicațiunii vin, vin de la Petrom Service. Petrom Service-ul, după câteva luni, face un contract cu vântul și ia de la vântul niște bani împrumut, pune în gaj acțiune de la Realitatea TV, nu mai returnează banii lui vântul, nu știu ce sume s-au vehiculat, și vântul intră în posesia acțiunilor. Și atunci am întreb dacă era firma lui, de ce să fi făcut flic-flacul prin Petrom Service? De asta vă spun că nu are logică. Dar Atât... Probabil o fi fost. Că acum nu mai știi nimeni uh, cine e, în spatele cui. Dar la um, momentul e respectiv. E au fost presiuni politice asupra dumneavoastră să vindeți Realitatea TV? Nu, sau sugestii? Nu, n-am simțit. N-am simțit chestii de asta, nici direct, nici indirect. Nu, mi s-a spus. Nu. Nu. Acum, uh, uitându-vă înapoi, uh, vă pare rău că l-ați vândut? Vă pare rău că nu, nu l-ați vândut? Nu, nu, nu. sau? Nu, nu, nu. Doamne, ferește, nu. Noi trebuie să înțelegem că economia de piață e ceva viu care permanent, știu eu, crește, se dezvoltă. E ceva organic până la urmă, care exact ca un copil care să naște, crește, se maturizează și la un moment dat moare. ca așa e modelul. Și la fel și companiile în economia de piață, la fel și ele se dezvoltă, crește și la un moment dat o să moară. Trebuie să ai talentul tot timpul ca să vinzi la maturitatea produsului, când e pe curba ascendentă. Eu, în realitate, am vândut-o pe o curbă descendentă, din punctul meu de vedere, dar nu-mi pare că am vândut-o. Era un business care am considerat că nu mai are rost să-l țin și l-am vândut. Și cu asta, basta. Ce am considerat că merită să vând la un preț corect a fost, de exemplu, canalul de sport, care l-am vândut cu 10 milioane de da. euro, sau platforma de TH, care l-am vândut la 64 de milioane de euro. M considerați că realitatea este un business? Uh, nu. Din punct de vedere al cifrelor, nu, nici realitatea, nici un canal de știri de pe planetă nu e un business. Ele sunt folosite numai uh, uh, de magnații planetei și oamenii de afaceri și politici din orice țară pentru a transmite mesaje, manipulare, atâta tot. Deci ele nu sunt profitabile. Nici antena 3, chiar dacă are niște scoruri, niște documente, nu e adevărat, pentru că ei sunt într-un grup. Și în grupul respectiv e ca pe epoca Ceaușescu când se vindeau foarte bine chiftele de pește. Dar de fapt vânzarea era la bere, dar să dădea condiționat. Cumpere o bere dacă e și o chiftea de aia de pește. Și se raporta niște vânzări la chiftele de pește care primul lucru când le luai le aruncai la container. Că erau una soală, zice, plină de oase, nu avea niciun Dumnezeu. Dar aveam uh, producție la hectar. Așa e și în momentul de față pe de știri care sunt agățate în grupuri și uh, oricum Totalul cheltuielor din media sunt mai mari decât bugetele de publicitate. Și așa e clar că vin bani din alte surse de finanțare a televiziunilor și a presei scrise și a radioului, surse care nu știu, în momentul de față, nu știu cum, cum sunt justificate. Revenind la, la oamenii care au lucrat acolo, ați mai ținut legătura cu ei? V-ați întâlnit cu oameni care au lucrat pe vremuri da, acolo? Da, mă întâlnesc permanent cu oameni care, care au lucrat la începutul în realitatea. Mă întâlnesc periodic cu ei. chiar cu Cine a rămas în, în săptămâna asta vineri vă invit și pe dumneavoastră. Avem o întâlnire de 10 ani de la crearea realității ne-am strâns până acum 140 și 40 de, din primii angajați ai realității. Cât tot vorbim de, primii, printre primii angajați ai realității, vom continua cu câteva imagini de atunci. Sunt imagini cu jurnaliști foarte cunoscuți astăzi, sunt imagini cu Sanda Nicola, sunt imagini cu Cătălin Striblea, destul de greu de recunoscut. O să vedeți, o să vedeți imediat. Filmul vă rog. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Așa cum ați aflat deja din buletinul informativ anterior, legea bugetului de stat va fi analizată de comisiile parlamentare până în luna decembrie. Este pentru prima oară după 1989 când executivul finalizează proiectul de buget înainte de sfârșitul anului. Noua structură a bugetului de stat reprezintă de altfel o altă premieră. Colegul meu, Cătălin Striblea, se află alături de noi în această seară și ne va lămuri în această chestiune. Bună seara, Cătălin. Bună seara, Sanda! Bună seara, doamnelor și domnilor. Știm că tu ești cel care a monitorizat întreaga procedură a bugetului de stat. De ce avem un buget mai devreme decât în alții ani, Cătălin? Pentru că anul 2002 este unul foarte important pentru România, atât din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere politic extern, în primul rând. Ne așteaptă admiterea NATO, pe care trebuie să o luăm de data aceasta, pentru că nu mai există cale de întoarcere și atunci economia românească trebuie să lucreze din plin. Economia românească trebuie să fie motorul acestei aderări în NATO. Asta se întâmpla, domnule Prigoan, acum 10 ani. Să ne întoarcem pe finalul emisiunii la ce se întâmplă în prezent. Cum vedeți dumneavoastră această rupere a copilului dumneavoastră în doi pui mai mici? Sunt fericit, așa că prezinte interes totuși realitatea. Înseamnă că n-am făcut umbră pământului de pomană dacă lumea să bată pe produsul creat de mine ca fondator. Am făcut lucruri frumoase consider până la de față. Sper să și în continuare să fac lucruri la fel de frumoase, dar acum mă concentrez pe făcutul de copii, lucruri mult mai frumoase decât uh, deșertăciunile astea, televiziuni și așa mai departe. Uh, e un lucru rău că nu s-a ajuns la o înțelegere și că a avut o istorie tumultoasă realitatea după ce am predat-o, uh, pentru că au fost orgolii economico-financiare, orgolii politice, a fost o bătălie pentru realitatea. Uh, Cred că aveau altă soartă realitatea dacă la alegerile prezidențiale era un alt rezultat. Bănesc că uh, Joana făcând uh, un geacuții la patronul realității era într-un alt context, era altfel realitatea, fără pui și așa mai departe. Dar asta e viața Dar... și cred că e un lucru bun. Cine este, cine este de vină pentru această situație? Uh, actualul patron sau fostul patron? sau Nu știu. Deci nu pot să vă dau un răspuns, pentru că n-am fost uh, în interiorul evenimentelor ca să știe exact uh, și să pot să discern. Dar ați văzut ce se are... pe post? Da, dar nu pot să cred uh, anumite lucruri. Dacă eram acolo, da puteam să, am, să dau un verdict. Da? să o coliți parte... așa puțin. Nu că să o colez, de parte mi-e gândul, dar dacă nu ai informațiile concrete, s-ar să greșesc în afirmații. Și de ce să fac afirmații având toate datele și de o parte și de alta. Știți că din sala de tribunal, de obicei, după ce să dă un verdict, una dintre părți e nemulțumită. Tot timpul una dintre părți e nemulțumită. Și atunci n-are rost ca să dai o verdict, nu e treaba mea, dar... Uh, uh, Cred că e un lucru bun până la urmă că s-au făcut RTV și Realitatea TV. E un lucru bun din punctul meu de, de vedere. Pentru că mai există un canal de știri, uite cum s-a întâmplat să fie pe Senat încă un canal de știri. Și este loc? Eu cred că mai e loc. Mai e, e loc încă de un canal de știri. Spuneați că nu este din punct de vedere al banilor. Păi, un canal de știri, în momentul de față, ține cu o parte politică, un alt canal de știri ține cu altă parte. Hai să-și să, să, vorbim... să fie unul pe mijloc. Haideți să vorbim exact. Dați și exemplu. Cine e o parte... De exemplu, Antena 3, din punctul meu de vedere, patronul făcând parte din coaliția de guvernare, e un pic aplecat în zona respectivă. Realitatea în de față, zicând așa că e echidistantă, eu văd că a început cu un ton mai blând spre partea puterii față de cum era. Asta înseamnă că e un pic mai pe partea dreaptă. RTV? RTV, acum e pe la mijloc deocamdată că nu s-au hotărât exact în ce direcție să o ia. Și atunci ea sunt puțin cam imparțial în momentul de față, urmând ca să să, să stabilească politica la un moment dat, în funcție de uh, politica patronului. Și mai nou B1? -ul? B1? Uh, b i-am văzut mai mult spre partea puterii în momentul de față. Dar B1 nu sunt canal de știri neapărat, sunt canal generalist. În de Aici față. Se, se declară de știri de aceea, vom. Te trebuie. declar de știri în momentul în care 24 de ore tu ești în direct și faci ce face realitatea și artena 3. Atunci ești de știri. Când începi să ai și entertainment. și emisiuni de divertisment, și mai bași niște filme în timpul liber și în pauza de masă. Deci, <gânt> un canal generalist. Asta înseamnă o nișă. O nișă înseamnă că e bazat pe ceva. Și eu, când am făcut Realitatea TV, canal nișă de știri, noi aveam din oră în oră știri și în rest talk show care tocau subiectele în zile economice, economice, politice, sociale și așa mai departe. Acum, dacă vă invită în același timp și aveți timp și realitatea lui Ghiță Sebastian Ghiță și realitatea lui Elan Schwarzenberg. La care dintre ele vă ce Amândoi. N-aveți cum, în același timp. acum au și producători. Dacă, de exemplu, mă sună realitatea lui nu, o Ghiță, nu. Dacă mă sună realitatea lui Ghiță, nu poate să mă sune amândoi odată, și al lui Elan și al lui Ghiță. Mă sună părând și la cine mă sună prima, la ea mă duc. Spunându-i la celălalt, băi, sunt programat în partea altă, îmi pare rău. N-ai putut să sunt tu primul. Aici, la primul, venit primul servit. La... Emisiune. Și o ultimă întrebare. Acum vorbim la 10 ani de la înființarea realității. Sper Peste să 10 și la ani... la 20 de ani și la 40 de ani și eu vreau ca împreună să facem și emisiunea la 100 de ani de realitatea TV, de la înființare. Vă mulțumim. Mulțumim <laughs> domnului <laughs> Prigoană pentru prezența la noi la pagina de Media TV. A fost spus o că... experiență senzațională, credeți-mă. Vă nu mulțumesc mă așteptam mai să aia... fie luxul care l-am văzut aici, să aveți o, o, televiziune de prim rang și nu înțeleg de ce nu se satelit. O, Oricum, poate ajunge. echipamentele arată mult mai uh, mult mai bine și locația decât la OTV. Poate ajunge. Bă, e o comparație nu e foarte onorantă, dar având nu în vedere onorantă, că mai emitem da, doar doar pe nu, pe nu online. Nu se chiar aveți este aici vă puteți, bate, vă puteți bate, cu realitatea. Și trebuie spus cu noua că, realitate. că Trebuie menționat că domnul Prigoane este și unul dintre abonații pagina de media.ro la, la alerta de de știri, da, a fost sunt, plăcut, surprins sunt, sunt, asta. Abonat. Vă mulțumim încă o dată, domnului Prigoană, vă mulțumim și dumneavoastră că v-ați uitat la pagina de media TV timp de o oră și aproape un sfert. Vă aștept și săptămâna viitoare cu un invitat, sper, la fel de surprinzător. La revedere! Produced by LTV.